Noapte de coșmar în Dobrogea. Oamenii spun că de zeci de ani nu a mai fost o furtună atât de puternică. Rafalele au ajuns și la 115 km pe oră. Au fost mulți acoperișuri, panouri și sute de copaci au căzut pe șosele și pe mașini. A căzut pe mașină, a făcut o praf. Acoperișul blocului a căzut în fața unde stau la parter. Mi-a spart termopanul, am avut și eu acolo o grădiniță, mi-a făcut o praf și pe asta. Am avut incidentul ăsta, am avut copacul aici și am avut un copac. De fapt, unde n-am avut copaci căzuți? Avem în teren peste 70 de pompieri militari care încearcă să înlăture efectele negative produse de furtună. Din fericire, în urma furtunii nu s-au înregistrat victime, nici o persoană nu a fost rănită. Ploaia torențială a inundat 10 de străzi. În județ, 12 localități au rămas fără curent electric și fără apă potabilă. Lumina este în beznă. La prima ploaie nu mai avem nimic. Stăm în frig. Dispeceratele ISU, Enel și Regia Apa au primit sute de apeluri. Porturile de la Marea Neagră și Bara Sulina au fost închise, iar navele trimise la adăpost departe de furtună. Tundre, morchefu, barje care plecaseră de la Constanța și erau ancorați în zona Sulina. Din cauza vremii n-am mai putut să stea. Remorcherul a plecat și au lăsat barja acolo, dar pe barje au rămas 3 persoane. Pentru că n-au mai putut să coboare de pe barge, să urce pe remorcher, n-au nici radiotelefon, n-au nici telefon mobil, n-au nimic. Dar le-au lăsat haine suplimentare, pături, ce mai aveau ei nevoie, au reușit să le transfere, ceva apă, mâncare. Din cauza intensității vântului, reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavodă s-a decuplat automat de la Sistemul Energetic Național. Ministerul Energiei a anunțat că deconectarea s-a făcut în siguranță și că din cauza vântului o parte din eolienele din zonă s-a oprit. Potrivit autorităților, deficitul creat astfel în sistemul energetic a fost compensat de hidroelectrica.